Funcția f este derivabilă de 2 ori și f derivat de 2 ori în 1 e egal cu 1. Zice, fie funcția g definită pe r, g de x egală cu f de ax plus 1. Cât e g derivat de 2 ori în 0? Păi facem g derivat de 2 ori de x. În primul rând, g derivat de x înseamnă cine? F derivat calculat în ax plus 1 ori ax plus 1 derivat. Ori a. G derivat de 2 ori în x. Bine, ăsta derivat, adică f derivat de 2 ori în ax plus 1, ori ax plus 1 derivat ori a și ori a, ori a pătrat, atât, că ăsta era constantă, da? Deci g derivat de 2 ori în 0 înseamnă x egal cu 0, deci egal cu f derivat de 2 ori a ori 0 plus 1 în 1, ori a pătrat. Dar f derivat de 2 ori în 1 este 1, deci ăsta e egal cu a pătrat și cu asta am terminat problema, da? A pătrat, răspuns corect, iată, D.